Nadia Moșneagu o cheamă alături de mine și spun bună dimineața. Tradiția ar fi spus sau m-ar fi dat niște colaci cu ceva așa. De ce nu? Bună dimineața. Bună dimineața, n-avem colaci, avem niște lămâi. Mulțumesc frumos. Reedităm tradiția populară, da? O să includem lămâile în meniu folcloric. Bine, dar de ce nu? De ce nu? Eu zic că se potrivește. Noi mereu avem... Cum zici tu? Noi avem un iz de a crea în foarte multe piese. Când ne simțim, când e rău, când nu e bine. Ia, poftim lămâi. Ia. De dimineață. Ia de aici. Dar pe ce? Îs vitamine. Da, sigur. Hai să ne vitaminizăm și noi muzical acum. Deci, Nadia, salutare încă o dată. Noi, la Bună Dimineața de Weekend, avem o abordare profund electorală când vine vorba de participanții la Eurovision. Deci noi la final le dăm 20 de secunde să spună mesajul. Acum eu stau și întreb pe tine, tu ești din partidul de PRM, Partidul Reprezentării Moldovei, a? Exact, așa. Din Partidul Eurovisionului. Așa, și care e doctrina de partid la voi? Păi... să câștige cel mai bun. O, frumos! Cel mai bun, adică eu. Asta o să fie la final. Asta o să fie în cele 20 de secunde. Uite, păi fiecare are loc sub soare. Fiecare are șanse de a câștiga Eurovisionul. Dar desigur că va câștiga cel mai bun. Nu? Și cel mai pregătit. Și asta. Și vreau să te întreb, până la urmă, pregătirea ta în ce a constat și cât a durat pentru ca să poți să o încununezi și să o concretizezi acolo pe scena de la Eurovision. Păi, pregătirile durează mult timp, în special pentru un interpret. Școală muzicală, colegiu de muzică și, în final, conservatorul. Deci, când am simțit că sunt pregătită vocal și... Deci, pregătită și de acest mare eveniment, căci este unul dintre cele mai mari de amploare în Republica Moldova, am zis, de ce nu anul ăsta chiar o să particip. E interesant că lumea când se uită la Eurovision zic, uite, ea ne reprezintă, ea e vocea noastră. Tu în ce măsură te vezi potențiala voce a societății moldave? La Stockholm, eventual. Pentru mine, în primul rând, este o rampă de lansare. Dar nu am să plâng atunci când voi fi anunțată drept câștigătoare. Deci eu sunt pregătită, eu vreau să câștig Eurovisionul, eu muncesc. Tu ești un satelit ambițios, știi, abia te lansezi și tu vrei să câștigi. Foarte bine. Foarte bine. Nu o să vin aici și o să încep mâr. Vă zic așa cum este, nu? Sunt în febra pregătirilor. Dacă o să vină cineva și o să facă mâr, zic, hai te rog frumos, n-ai de Moșneagu, a zis, nu faci lucrul ăsta, pe bune acum. Păi iată, o să le zici. Deci, zi de zi exersez. Deci, cu Nadia Gudumac lucrăm asupra ținutei. Dinastia Nadiilor. Da. Tot cu echipa ei... echipa va avea grijă atât de coafură cât și de make-up. Ce ține de show în scenă, pregătesc două variante. Eu aș fi vrut foarte mult una să fie... Deci, nu știu să zic, să nu zic. Suntem... lucrăm foarte intens la videoclipul acestei piese. Videoclipul la micuț de prezentare? Nu, videoclipul... Deci videoclip. Am înțeles. Așa, în toată legea videoclip, așa, primul de altfel... Dacă deci, vorbim de partide, trebuie să vorbim și de lege, da, nu? Da, desigur. Deci sunt trei... mă lansez ca interpretă, prima piesă din repertoriul meu și primul videoclip. Așa. Și aș fi vrut acel videoclip să fie arătat pe LED-urile din spatele meu. Dacă nu reușim să-l finalizăm, atunci va fi... alt show. Momentul show-ului. Eu mă gândeam că acum pe LED-ul din spatele tot zic, hai să proiectăm ceva, zic, dar... Nu va fi nimic. Astăzi nu va fi nimic. Bun. E 6 oameni sau nu 6 oameni? Nu sunt 6 oameni pentru că nu voi avea back vocaliști. Nu este nevoie. Chiar piesa va suna foarte bine și fără backing. Piesa care se numește Memories. E vorba de amintiri, e vorba de trăiri și mă întreb care din amintirile, trăirile și experiențele tale te-au făcut să vrei și să ai încredere în tine pentru că
tu știi de ce urci acolo. Ai avut, nu știu, lucruri care te-au ambiționat, care te-au impulsionat, care ți-au dat un șut la un moment dat. Da. Așa, a fost, perfect. A fost acei 10 ani pe care eu în care nu am făcut nimic ce ține de carieră. Mi-am crescut copilașii, am cântat până a naște copii, după care i-am crescut și zic acum mă relansez pe scenă. Asta m-a făcut cel mai tare, m-a durut că nu am făcut nimic în ăștia 10 ani. Poate, nu crezi că ar fi suferit o dihotomie cariera, cariera maternă, nu? Și ea o bucată de... Da, sigur. Nu? Dar sufletului meu da, nu este suficient să fiu doar mămică. Sunt mămică și sper că sunt una bună, dar vreau și să cânt. Asta a fost în sufletul meu și fac parte dintr-o dinastie de muzicieni. Maica mea cântă, bunica cântă, străbunica a cântat, taică mea cântă. Deci cântă toți foarte frumos și e păcat să nu o fac și eu. Mai ales cu atâtea etape de învățare a muzicii. Asta ar fi ca un mesaj pentru cei care spun că a trecut atâta timp și nu mai pot să mă apuc. Pot să se apuce. Vreau să-ți spun că la foarte mulți le-am zis că vreau să prind ultimul tren, să reușesc să urc în ultimul tren, cu toate că nu cred asta. La orice vârstă este posibil să ieși, să te vadă lumea, să te lansezi, să arăți ceea ce poți. Dacă poți ceva și dacă vrei să arăți, atunci ieși și o spune sus și tare, că vreau și asta e. Mi-mi place cum tu desfințezi sindromul băgatului în seamă, care bântuie foarte mult. Eu vreau să cânt pentru că vreau să cânt, pentru că zâmbet, pentru că coafură. Nu pentru că zâmbet coafură. Asta am făcut și am multe premii. Deci nu mă refer la tine. Deci nu mă refer la tine. Ziceam că tu desfințezi sindromul ăsta și mă bucur de lucrul ăsta. Asta e. Acum, ne apropiem foarte rapid de cele 20 de secunde în care tu ai să ai mesajul tău muzical electoral. Dar până atunci, spunem câteva... Uite, dacă ar fi să rezum mesajul tău în 5 cuvinte, imaginează că ești în fața Europei, da? La Stockholm. 5 cuvinte despre Moldova. Cea mai frumoasă țară din Europa... cu cele mai frumoase voci, cei mai talentați interpreți. Nu a zis nimic de moderator. Cei mai buni moderatori și în special cei de la Televiziunea Națională. Da, sigur. Bun, Nadia, ai 20 de secunde pentru ca să spui oamenilor de casă care sunt decidenții muzicali, de ce tu? De ce eu? Păi, dragi telespectatori, dacă atunci, să mă uit undeva, dacă atunci exact când ascultați piesa Memories și începe acolo undeva să vibreze acea fină strună a sufletului dumneavoastră, atunci votați și nu ezitați. Așa, prieteni, elejați-vă în strune, începeți să vibrați de pe acum, pentru că Nadia Moșneagu va interpreta piesa Memories, cu care participă la Eurovision Moldova 2016. Te invit, Nadia, îți mulțumesc tare mult, multă baftă, baftă muzicală, baftă discursivă și hai să vedem ce amintiri are Nadia Moșneagu. Memories pentru Eurovision Moldova 2016. Did you ever feel the painful sound of silence? Sleepless nights in noisy streams of thought surround me, invade me, and break me. Time.
Ei bine, prieteni, vorbim de memories. Hai să ne amintim niște lucruri frumoase și asta pe după. Hai să ne amintim de emisiunea de azi, ca de Aureli.